Moțiunea de cenzură a Partidului Laborist contra guvernului Terezei May a fost respinsă în Camera Comunelor cu 325 pentru rămânerea în funcție și 306 voturi împotrivă. Premierul britanic are termen până luni să prezinte un plan B cu privire la ieșirea regatului din Uniune, în urma respingerii acordului încheiat cu cele 27 de state în noiembrie anul trecut. Tereza May a anunțat imediat după aflarea rezultatului votului că invită la negocieri liderii tuturor formațiunilor politice, iar discuțiile vor începe de îndată, dar dorește ca aceștia să vină cu un spirit constructiv. Totodată, May a declarat că va continua să lucreze pentru a îndeplini promisiunea solemnă făcută cetățenilor britanici de a părăsi Uniunea Europeană potrivit rezultatului referendumului. Pe de altă parte, liderul laboriștilor, partidul din opoziție, a spus că înainte de orice discuții pozitive, premierul ar trebui să excludă clar un Brexit dur, adică fără un acord cu UE. Amintim că ieșirea oficială a Marii Britanii din Uniunea Europeană este programată pentru 29 martie curent, în urma unui referendum convocat în iunie 2016, pe vremea când David Cameron era prim-ministru.